Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Tarot. Astăzi vă voi face o nouă etalare în trei variante cu tarotul iubirii pentru a vedea dacă în această săptămână de Sfântul Valentin veți fi împreună cu persoana iubită sau nu. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu inimioarele, gândindu-vă la persoana pe care o iubiți, dacă veți fi cu ea de Sfântul Valentin, sau dacă vă împăcați cu ea, dacă primiți vești de la ea sau vă răspunde pozitiv la cererea voastră, la dorința voastră de a vă împăca. Pentru cei care își doresc împăcarea cu persoana iubită, fac această etalare pentru că am avut multe mesaje de la voi în care îmi spuneați să vă fac o etalare că doriți să se împăcați și vreți să știți dacă vă veți împăca. Și așadar, să vedem. Ce se va întâmpla de Sfântul Valentin, da? Deci mai sunt câteva zile. Astăzi suntem în 10, mai sunt 4, 3 zile, de fapt, că deja această zi a și trecut. Să vedem dacă veți fi în această de Sfântul Valentin cu această persoană la care voi țineți, care doriți să fiți, dacă faceți împreună Sfântul Valentin sau nu. Ok, și pentru început voi face etalarea pentru persoanele care și-au ales prima variantă a inimioarei vers. Să vedem cum va fi, ce se va întâmpla în relația voastră sau cu relația voastră cu dragostea de Sfântul Valentin. Hai să vedem, veți fi împreună cu persoana iubită de Sfântul Valentin. Aici îmi apare o prietenie și succes. Există posibilitatea, deci pentru cei care și-au ales prima variantă, să aibă o relație de prietenie cu cineva, să aibă o întâlnire. Deci să vedem. Ceea ce ține de trecutul vostru, ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru, ați avut o dragoste la prima vedere. Foarte posibil ca voi să vă fi îndrăgostit de persoana la care vă gândiți. V-ați îndrăgostit la prima vedere și îmi pare că a fost o relație, o dragoste fulgerătoare, pe neașteptate, practic. Adică a venit atunci când nu vă așteptați. Ea, practic, a început frumos. Foarte posibil că această persoană este o persoană foarte, foarte echilibrată, o persoană care are calități, care are, e o persoană generoasă, o persoană plăcută la vedere, frumoasă, inteligentă, cavalerul perfect, practic, reprezintă acest prințul, ca să zic așa, visurilor voastre, și mai ales pentru care sunteți femei, care sunteți bărbați, aici este posibil ca în prezent să existe un alt bărbat. Deci, dacă pentru cei care și-au ales această variantă și sunteți bărbați, trebuie să fiți și voi cavalerul perfect. Deci, acest lucru îmi vorbește că ține foarte mult de situația în care în situația prezentă, da? Deci cele care sunteți femei, este posibil ca acest bărbat la care voi v-ați gândit să fie vorba despre un cavaler perfect. Este un bărbat care are foarte multe calități, da? Și el este drăguț cu toată lumea, poate nu neapărat că flirtează cu alte persoane, că vă înșeală, ci pur și simplu el este o persoană drăguță. Este o persoană care vrea să facă pe plac tuturor, să e o persoană generoasă care se oferă să ajute, își oferă prietenia. Da? Ce obstacole aveți voi? Obstacolul vostru este vorba despre o fericire profundă. Își dorește. Acesta e un obstacol pentru voi, pentru faptul că poate nu știți cum să trăiți fericirea în profunzime. Nu știți să vă bucurați de viață. Deci trebuie să aveți mai multă căldură umană. Aceasta este lipsa de căldură, poate, fie de partea voastră, fie de cealaltă parte. Da? Deci
Mi pare că aici este un obstacol pentru voi acest lucru. Și este, trebuie să învățați, poate să vă manifestați atunci când este cazul, când este momentul, ca să nu regretați. Pentru că trebuie să împărțiți bucuria voastră cu persoana care o iubești într-un climat de liniște și blândețe. Pentru că atunci aveți împlinire, practic, și situația amoroasă poate să evolueze într-un mod foarte posibil. Acum, pentru unii, pentru alții, este posibil că să fie împotrivă faptul că această persoană la care v-ați gândit să trăiască în acest moment o fericire profundă, să fie deja îndrăgostit de cineva, îndrăgostită de cineva și își trăiește această fericire profundă, de acest cavaler perfect, da? Deci a întâlnit acest cavaler perfect. Sau este un cavaler perfect și își trăiește fericirea profundă, da? Întâlnit aleasa visurilor, sau aici depinde la situație, la situație, dar pentru că viitorul aici mi arată că lucrurile se mai temperează. Există situația în care persoana respectivă la care v-ați gândit voi, dacă este bărbat, își controlează sentimentele, nu vrea să și le pună, să zicem așa, să și le spună. E o persoană onestă, o persoană cinstită, care acționează într-un mod armonios, da? Și benefic, își caută o relație. Deci e posibil să aveți în viitor, e posibil în viitor pentru cei care sunteți aici în această variantă verde, ca să vă bucurați de multă pace și liniște și armonie cu cei din jurul, cu voi și cu cei din jurul vostru. Și posibil ca în relația voastră să se reîntoarcă armonia și echilibru după o perioadă destul de tulbure. Nu trebuie să disperați pentru că e posibil să găsiți, aveți un prieten și voi cu care să discutați de Sfântul Valentin, să nu fiți singuri. Posibil ca pentru unii să se termine relația cu persoana cu care ați fost într-un mod pașnic. Da? Deci e posibil să mai lucrurile se echilibrează, nu mai există resentimente, pentru că și rămâne această iubire pură platonică. Da, deci ceea ce îmi spune că este o lecție de viață, da? Deci voi va trebui cumva să învățați să o trăiți ca pe o experiență, iubirea platonică, iubirea de la distanță. Poate unii dintre voi nici măcar nu vă aflați în aceeași localitate cu persoana iubită sau nu aveți o relație și nici nu arată că va fi. E posibil acest lucru, se poate întâmpla, pentru că este o persoană care își dorește o relație, dar își dorește o fericire profundă, de plin, dorește o dragoste din aceea, dragostea vieții, ca să zic așa. Deci persoana la care v-ați gândit voi își dorește dragostea vieții sale. Și dacă nu este convinsă că există, că aceasta este dragostea vieții sale, nu va face. Îi trebuie multă căldură umană. Vrea acea dragoste fulgerătoare, acea dragoste de la prima vedere, să zic așa. Și momentan îmi apare că ca lecție de viață este poate de Sfântul Valentin, va rămâne doar așa o iubire de la distanță, o iubire pură, platonică, da? Deci în care nu aveți contact fizic. Da? Deci poate vă întâlniți doar în gânduri, să zic așa, la nivel spiritual. Sau este mai mult în imaginația voastră această relație. Da? Deci este practic, trebuie să aveți poate mai multă încredere în voi și mai mult devotament. Va trebui poate să vă sacrificați într-un fel, în mod dezinteresat pentru o altă ființă, fără să așteptați recompense imediate. Este vorba practic de o dovadă de iubire necesară, un pas practic obligatoriu care precede un viitor mai bun. Deci va trebui cumva să vă demonstrați iubirea, dar într-un mod dezinteresat. Vă așteaptă poate o iubire secretă, romantică, interiorizată, care inițial pare să nu corespundă practic dorințelor voastre amoroase. Poate să fie vorba despre un sentiment platonic care nu lasă loc unei experiențe fizice. Relația de iubire la care voi visați
sau chiar căsătoria, va fi însă una de durată și fidelă, pentru că este construită pe răbdare și iubire de, plină de așteptare. Da? Deci, e posibil ca să fie o separare temporară în această perioadă de Sfântul Valentin, dar mai târziu există șansa să fiți cu această persoană la care voi v-ați gândit. Există șansa, pentru că am zis, a apărut aici, această persoană apare partenerul perfect, dar încă trebuie să se decidă, să știe dacă este, sunteți dragostea vieții sale sau nu. Da? Deci dacă este vorba despre un bărbat, dacă este vorba despre o femeie, atunci aici îmi pare că și-a întâlnit această fericire profundă, dar nu este nu are o relație, e o relație de prietenie cumpătată, ca să zic așa, da? Deci și între voi rămâne poate doar iubirea aceasta platonică pe care voi va trebui să o, e ca lecție de viață pentru voi, da? Să stați să vă uitați de la distanță cum persoana iubită iubește pe altcineva, are pe altcineva. Da, dar veți întâlni și voi iubirea profundă, cu asta cu siguranță. Și haideți să vedem și pentru a doua variantă, pentru varianta pietrei, pentru o variantă a inimarei roz, să vedem la voi ce se întâmplă. Să vedem dacă de Sfântul Valentin veți fi cu persoana iubită, dacă se întoarce la voi, dacă vă împăcați. Aici mi-apare o stare de infidelitate, o hoție, o înșelătorie, minciuni, trădări, da? Să vedem. Aici mi-apare că există vorba de o atracție puternică. Dar să vedem. În trecut. În trecut aici mi-apare că ați fost ca perfect, perechea perfectă, dar va trebui perfect, perechea ideală. A fost o pereche foarte frumoasă. Vă trebuie mai multă înțelepciune. În prezent aici mi-apare că trăiți fericirea de plină, profundă. Sunteți îndrăgostiți, poate, sau aveți înțelegere, armonie, pace cu... în relațiile cu ceilalți, sau vă doriți o astfel de relație, vă doriți o căldură, în prezent, practic, voi doriți să fiți, să fie o iubire reciprocă, ca să zic așa, da? Să fiți fericiți pe deplin. Ce se opune? Este vorba că poate această persoană la care v-ați gândit voi puțin este orică prea tânără, orică este puțin cam irresponsabilă, este într-o perioadă de regăsire, de transformare, sau e plecată la drum, are un puțin cam nebunatic, așa cam, nu stă pe loc, are, nu respectă regulile, nu te poți baza pe ea, poate este puțin cam irresponsabilă și în viitor e posibil să aveți bucurie, e posibil să aveți reușită, să se întoarcă o situație în favoarea voastră, da? să primiți iubirea pe care o așteptați voi. Dar, din păcate, nu cred că veți fi nici voi în această perioadă cu acest bărbat. Mi apare o separare între voi. Treceți printr-o transformare. Orică această persoană a plecat, v-a lăsat, sau este o persoană mai infidelă, e o persoană mai nesigură, poate pe ea, din această cauză. El își caută mereu să se asigure că, într-adevăr, mai poate, că, într-adevăr, el sau ea este, mai degrabă aici mi apare un bărbat, este mai are încă sex helper, că încă femeile îl plac, că e, sau se simte prea tânăr ca să-și înceapă viața, să aibă o responsabilitate și atunci se distrează, da? Deci își face, caută aventuri benefice, poate să fie, puteți să aveți în acest pentru acest sfânt de Sfântul Valentin o aventură și voi la rândul vostru, dar de persoana iubită mi-apare că există situația în care trebuie să învățați această lecție a despărțirii, poate va trebui în această lecție a despărțirii să nu vă aruncați brațele primului venit, da? Deci să încercați cumva să așteptați persoana cea mai potrivită, da? Deci, pentru că v-am zis din tăiere, e vorba de o înșelătorie, de trădare la mijloc.
Este o soluție, există o soluție pentru problemele voastre, da? Deci întotdeauna aici poate sunteți într-o situație de criză, dar este suficient să trebuie să așteptați momentul. Să așteptați un moment mai prielnic, deci nu a sosit încă momentul, încă trebuie să mai învățați această lecție a separării, trebuie să vă schimbați poate o mentalitate, un concept, să vă schimbați ceva la voi, să clarificați situația poate cu această persoană, să vă clarificați poate asupra-asupra-i persoane, să vă verificați persoana, ce fel de persoană este. Voi, așa v-am spus în trecut, împărați perechea perfectă. Pentru unii, pentru alții poate să fie vorba că partenerul, partenera voastră are deja o relație cu cineva care este persoana perfectă și pentru voi a fost doar această o aventură, da? Și acest lucru se opune ca să fiți împreună, pentru că a fost doar o aventură benefică care a avut nevoie ca să se regăsească această persoană și să se pună la punct, ca să zic așa, da? Și acum trebuie să învățați această lecție de separare, da? Deci să nu intrați în relațiile într-o relație cu cineva care deja este într-o altă relație. Cam asta e ce pot să spun și pentru cei de la a doua variantă, inimioara roșie. Haideți să vedem și pentru inimioara roșie ce se întâmplă în acest Sfânt Valentin, dacă se întoarce persoana iubită la voi, dacă vă împărtați, dacă veți fi împreună. Și la voi se grăbește tot perechea ideală, perfectă. Acum, fie că voi ați spus, vă doriți o astfel de pereche, vă doriți să fiți perechea ideală, perfectă, fie că partenerul, partenera deja are o pereche, are pe cineva, sau să vedem. Aici mi apare o situație de căsătorie, da, și posibil să existe un moment benefic pentru a vă căsători, să vedem. Pentru voi, la trecut, aici mi apare o dragoste la prima vedere. Deci a fost vorba de o dragoste. V-ați îndrăgostit la prima vedere, unul de altul, fulgerător, pe neașteptat. A fost o chestiune pe care nu v-ați așteptat și s-a întâmplat. În prezent, aici mi apare, în schimb, trădare. Da? Deci mi apare că persoana la care voi vă gândiți în prezent e o situație de înșelătorie, de trădare, de minciună. Da, deci mai există și o altă persoană, mai are pe cineva sau voi vă mințiți, poate, vă mințiți singur asupra persoanei respective. Sau l-ați înșelat, poate să fie și o situație de acest lucru care și voi, sau aveți pe cineva care, atenție că poate există și niște intrigi, există cineva care minte, da, minte ceva tocmai ca să vă despartă, spre exemplu, poate să fie și o astfel de situație. Și există un hoț, o hoție, ca și cum cineva se strecoară între voi, în relația voastră. Este o carte destul de negativă și care vorbește practic de pericole și de schimbări care nu le puteți controla, și poate să țină de faptul că ați luat niște decizii sau v-ați comportat greșit, ați luat niște decizii greșite. Ați făcut niște lucruri greșite, poate, la un moment dat în trecut, și acestea are acum consecințe asupra voastră. Aveți o hoție, aveți o trădare, o înșelătorie la mijloc în prezent. Ceea ce se opune un romantic. Persoana respectivă poate era o persoană romantică, o persoană care își dorea mai mult romantism și poate nu i-ați oferit acest romantism de care avea nevoie. Poate era o persoană mai sensibilă, i-ați rănit sentimentele, poate că. Acum, nu știu dacă voi, într-adevăr, ați înșelat sau n-ați înșelat, cert este că poate ați lăsat impresia că ați înșelat. Sau este posibil că ați dezamăgit această persoană așa de mult încât această persoană v-a trădat pentru că își dorea ceva mai romantic, își dorea ceva mai. Ce va fi mai târziu? Mai târziu, el își dorește practic o relație în care să fie plină de pasiune. Acum, poate pentru unii dintre voi se poate întâmpla ca să fiți combinați într-o altă relație și să fiți vă gândiți la persoana iubită și atunci pe aici apare această trădare, infidelitate, da?
Există și o asemenea posibilitate, dar în viitor mi-apare că, deci nu cred că veți fi împreună de, în prezent, deci cât de curând nu mi-apare. E posibil ca să fie o foarte puternică atracție între voi și persoana iubită. Da, deci este posibil să fie o puternică atracție în viitor, să vă împăcați, să fiți din nou împotrivă, împreună, dar contează foarte mult. Foarte mult poate să deveniți o femeie, dacă sunteți femeie, să deveniți o femeie foarte feminină, foarte, în care să atrageți, să-l atrageți, da? Să vă comportați ca o adevărată regină, care să vă puneți în valoare calitățile, farmecele personale, ca să puteți să-i recâștigați inima acestei persoane, pentru că pare că se opune tocmai faptul că el este o persoană romantică și de aceea și voi va trebui cumva să vă manifestați pe măsura sensibilității sale. Pentru că există posibilitatea să fie între voi, pentru că a fost între voi dragoste și posibil să fie o atracție reciprocă. Deci există posibilitatea să vă împăcați. Există posibilitatea să fiți împreună. Dar totuși acum, în momentul de față, în prezent, există vânșelă, parcă așa aș putea să spun. Există un amant, există o infidelitate. Acum, fie că voi, fie că cealaltă persoană. Da, deci aici, în prezent, așa îmi spune. Și în viitor apropiat îmi apare acest romantic. Acum, poate e posibil ca voi, dacă sunteți singure, să nu apară el, să apară o altă persoană care să vă, o persoană romantică, și pentru că și voi, lecția voastră de practic, aveți voi de învățat, este să încercați să fiți mai feminină, să fiți mai atrăgătoare, să vă îngrijiți mai mult de voi, să vă puneți în valoare calitățile, da? Pentru că puteți atrage acest romantic, acest bărbat romantic și să ajungeți să aveți parte de o iubire bazată pe atracție puternică între voi și reciprocă și profundă, da? Deci există această posibilitate pentru tot pentru dragostea la prima vedere, pentru că se pare că asta este la voi ce contează, dragostea fulgerătoare la prima vedere. Da, dar atenție la infidelitate, da? Nu dați ocazia să fie infidelă acea persoană. Deci dacă nu este o dragoste reciprocă, renunțați, pentru că e posibil că această persoană la care voi vă gândiți să fie o persoană care nu este foarte constantă într-o relație, da? Și de aici vin și neplăcerile și mai degrabă aș putea spune pentru voi că se va ivi ocazia să cunoașteți pe altcineva. Dacă sunteți bărbat, cunoașteți o femeie foarte atrăgătoare. Iar dacă sunteți femei, atrageți un bărbat romantic, da? Deci există această posibilitate. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cele care și-au ales a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări. Stai așa, lasul de-o. Și că v-au răspuns la întrebări și că de Sfântul Valentin veți fi într-adevăr cu persoana iubită dacă vă doriți acest lucru sau veți întâlni persoana care să vă aducă dragostea de care voi aveți nevoie, împlinire în primul rând în dragoste, să fie o dragoste reciprocă. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți această predicție și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și, bineînțeles, un Sfântul Valentin excelent din toate punctele de vedere. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!